Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, pe raza căror amistreții au produs pagube, precum și responsabilii fondurilor de vânătoare, au fost convocați astăzi la o ședință de lucru la Palatul Administrativ din Baia Mare. Pe lângă aceștia au fost prezenți și angajații ai Direcției Silvice, ai Gărzii de Mediu, și ai ITRSV Maramureș, precum și ai instituției prefectului. Reuniunea a fost necesară în condițiile în care în Maramureș tot mai mulți producători agricoli sunt nemulțumiți pentru că mistreții le distrug culturile. Oamenii sunt supărați că, deși fac pază pe timpul nopții în jurul lanurilor, animalele nu se sperie și nu stau la distanță de culturi. În plus, despăgubirile sunt foarte greu de obținut. Fermierii amenință acum cu proteste de stradă. Subprefectul Alexandru Bondre a avut inițiativa de a se constitui un grup de lucru cu o dublă Misiune De a face demersuri pentru modificarea legislației în favoarea fermierilor, respectiv de a monitoriza modul în care își desfășoară activitatea proprietarii fondurilor de vânătoare. Grupul de lucru va fi format din primari din zonele afectate, ai asociațiilor fondurilor de vânătoare, ai direcției Silvice Maramure și ai ITRSV. Concluzia la care s-a ajuns în urma discuțiilor a fost că până se va reuși modificarea legislației, singura soluție este conlucrarea între administrațiile locale, cetățeni și gestionarii fondurilor de vânătoare. Cota de mistreți care pot fi împușcați în Maramureș până la finalul sezonului de vânătoare este de 1177. Ea se poate majora doar prin ordin de ministru.